Am asistat astăzi, dragi telespectatori, la un eveniment cu o rezonanță mai mult decât important aici la Moinești. Este vorba de un proiect deosebit și îl avem lângă noi pe domnul manager Reve România. Domnule manager, vă rog să ne dați câteva detalii, presupunând că telespectatorii noștri, desigur, astăzi a fost o participare extraordinară cu personalități atât din Moinești cât și din județul Bacău, dar pentru telespectatorii noștri câteva detalii despre ce eveniment a fost aici, cum se explică această frumoasă construcție pe care prin voluntariat împreună cu o echipă întreagă ați reușit să o aduceți în beneficiul unor oameni de aici din Moinești. Mulțumesc pentru întrebare. Pentru noi a fost un proiect din inimă. Am crezut că putem face ceva pentru oameni. Ne-am dat în colaborarea cu Habitat și am reușit să creăm această casă minunată și am reușit să dăm pentru 3 familii un acoperiș și un loc pe care să-l numească acasă. Pentru noi a fost mai mult, pentru că nu a fost doar un proiect de responsabilitate socială, ci a fost și un proiect de team building, de întărire organizațională. La acest proiect au fost 250 de angajați ai Reve România, 250 de oameni care în mod normal nu fac asta, au fost voluntari în proiect și au participat activ cu fiecare cu forța lui și cu priceperea lui la construcția casei. Care au fost parteneriatele locale, zonale, care au ajutat la finalizarea acestui proiect? În primul rând, Habitat. Ei sunt aici prezenți cu foarte multe proiecte. Au început de vreme în anul 2008 cu prima casă. Noi suntem doar o mică parte din proiectul lor. Pe urmă, primăria Moinești, care a asigurat infrastructura pentru acest proiect. Consiliul Județean Bacău pentru cadrul în care ne aflăm. Și probabil mulți alți participanți aici pe care noi nu i-am cunoscut, pentru că relația am ținut-o prin Habitat. Care este istoricul unor asemenea proiecte pe care, pentru că bănuiesc că nu este primul la care Reve România participă? Pentru Reve România este într-adevăr primul proiect de genul ăsta. N-am mai construit până acum niciodată case. Am avut alte proiecte în zona de ajutătoare sinistrați, copii cu dizabilități, am mai avut proiecte în zona de refugiați, dar orfelinate. Dar pentru construcția de casă este primul proiect. Am început acum un an jumate discuțiile cu Habitat și astăzi suntem mândri să putem avea prima casă finalizată. Da, a fost într-adevăr un eveniment emoționant, a fost un eveniment deosebit aici la Moinești. Vă rog să ne spuneți pentru perioada următoare ce alte proiecte vă propuneți pentru Reve România. Pentru perioada următoare încă nu avem concretizat un proiect despre care să putem să vorbim. Ne dorim însă să facem ceva la Nicolae Bălcescu, acolo unde ne construim centrul logistic, care este al treilea centru logistic al Reve România în România și care este punct strategic pentru zona Moldovei. Acolo am vorbit deja cu Consiliul Județean să dezvoltăm ceva în zonă. Nu avem încă nimic concret. În numele telespectatorilor noștri, noi vă mulțumim foarte mult. Un manager tânăr, un manager cu o prestanță deosebită. Desigur, telespectatorii noștri vor dori să afle și când se va lansa centrul logistic, așadar sperăm să ne întâlnim la Nicolae Bălcescu cât de curând. Vă mulțumim încă o dată, mulțumim organizatorilor acestui eveniment de astăzi, mulțumim telespectatorilor noștri că urmăresc aceste emisiuni care au un impact social deosebit. Mulțumim încă o dată și mult succes și dumneavoastră și întregii echipe. Mulțumesc, mulțumesc!